Gheorghe Fluturu s-a declarat nemulțumit de faptul că în urma testului pe care referenții din urbanism l-au susținut zilele trecute, media notelor obținute de aceștia este de 5,6, un singur candidat reușind să ia o notă peste 6, în timp ce majoritatea a obținut nota 4. Fluturu a spus că situația este cu atât mai gravă cu cât referenții din urbanism au misiunea de a veghea la respectarea disciplinei în construcții, motiv pentru care le-a solicitat specialiștilor din Consiliu să examineze mai des. Nu este în regulă. Cunoștințele care trebuie să le aibă un om care se ocupă de probleme de urbanism, de autorizare în construcții, arată că este enorm de mult de lucru și eu aici am atras atenția inclusiv resortului de specialitate din Consiliul Județean să-și facă mai mult timp pentru instruire, verificare, testare a celor care, de la care așteptăm disciplină în construcții, respectarea unei specific arhitectural, dar la nivelul acesta de cunoștințe nu este în regulă. Și o spun cu regret, sigur că e timp să ne îndreptăm, dar nu mă mulțumește absolut deloc ceea ce găsesc în teritoriu. Aceasta a fost o primă întâlnire cu referenții suceveni, cei din mediul urban, urmând ca zilele viitoare să se prezinte la Consiliul Județean referenții de urbanism din mediul rural.